Deci, păi, esența știi care este? Că prin recuperarea obiectelor utile, practic nu numai că îți faci tu ție folos, că întotdeauna când ai nevoie de ceva, o piesă, o șaibă, un metal, ceva, îl ai. Ci dimpotrivă, încă mai mult, aruncând obiectele care sunt folositoare, cum e cuprul, sticla, da, șaibe, nu știu ce, tu de fapt aruncându-le chiar poluezi. Deci îți poluezi grădina, mă. Intri într-o grădină, cum arată o grădină unde ai sticle goale de plastic, bucățele de cablu, un pantof rupt, înțelegi? Ce? Deci e o debandadă totală. Recuperarea e foarte importantă. Odată când ai adunat, ai măturat undeva, vii cu magnetul, scoți tot ce-i fier. Vezi? Fier, cuie. No, acum, ce ar fi să aruncăm noi toate cuiele acestea prin grădină, prin drum, prin curte, după care vii cu bicicleta frumos de pe stradă, ți-ai spart roțile, vii cu roaba, spargi roțile, intră în pantof. Deci trebuie sortate. Astea scuie din recuperare, se bagă la un recipient pentru cuie de recuperat sau obținute prin recuperare. Nu. Astea se pot dezdoi, merge foarte repede. Eu într-o oră când mă așez să dezdoi cuie, cam 2,5 kg dezdoi. Și am 2,5 kg. Un kilogram de cuie este 8 lei acum. Ce crezi că oamenii nu recuperează? Nici măcar nu se gândesc la asta. Unii sunt... Depinde de... Nu toată lumea merită să recupereze. Dacă e rentabilitate mai mare în alte domenii, atunci te orientezi acolo și le arunci. Așa este. Alții din lenevie.